Schimbările climatice reprezintă cea mai gravă problemă cu care se confruntă lumea. În ceea ce privește politicile care pot fi adoptate pentru a remedia această problemă, 90% dintre europeni sunt de părere că emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse la minimum, iar celelalte tipuri de emisii ar trebui compensate astfel încât Europa să poată deveni neutră din punct de vedere al climei până în 2050. În ciuda pandemiei și a dificultăților economice cu care se confruntă europenii, susținerea publică pentru întreprinderea de acțiuni în domeniul climei este în continuare la cote înalte. Problema e gravă, se datorează societății de consum, faptul că s-au creat industrii care sunt poluante și oamenii în ideea de a produce mai mult și de a se îmbogăți, practic, unii dintre ei nu mai acordă importanță problemelor de mediu și problemelor climatice. O problemă foarte gravă, nu gravă, este o problemă foarte gravă și cred că noi toți participăm la această schimbare, sigur că da. Eu cred că este o problemă gravă, încălzirea globală, cauzele. Este clar că este industrializarea asta într-adevăr excesivă, societatea de consum care consumă tot mai mult și e normal că și industriei din ce în ce mai multă. Aproape 8 din 10 europeni împărtășesc opinia că acțiunile climatice vor fi un motor al inovării, iar grație inovării, întreprinderile europene vor fi mai competitive.